Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am văzut niște scene realmente incredibile, incredibile pe Autostrada Soarelui, în apropiere de Constanța. Este o bucată acolo de autostradă, îi spune A4, cred. O bucată de autostradă care face legătura, nu știu cum, între Agigea, Ovidiu, ca să intri pe Autostrada A2. Eu acolo mă rătăcesc aproape de fiecare dată când plec din Constanța. La întoarcere, nu credeți că sunt chiar așa tâmpit? Se întâmplă foarte des. Dar ideea e că acolo treci de pe A4, pe A2, da, cumva și trebuie să fii foarte atent că se fac niște bretele. Da, nu e chiar atât de complicat, dar e adevărat, sunt niște intersecții acolo. Este autostradă-autostradă. Adică da. nu vă imaginați că este un drum secundar care nu știu, e autostradă cu două benzi pe sens, cu bandă de urgență, cu separator, cu tot ce trebuie. Adică da, autostradă și de foarte bună calitate și marcată cum trebuie și cu panourile respective. Trebuie doar să fii atent. E bine, scenele au fost filmate ieri după amiază. Ieri a fost luni, nu? Da. Ieri după amiază le-am văzut. Era un blocaj pe unul dintre sensuri. Era o coloană. Și zeci, deci nu exagerez, zeci și zeci de șoferi care vin și văd că este blocaj, întorc și apucă pe sens invers pe autostradă. Fie pe banda de urgență, fie pe lângă axul drumului. Pe banda de viteză, practic. Adică ei sunt... Dar pe sensul invers. Da, pe mintea lor ei sunt pe banda întâi. Pe banda întâi, da. Și acolo e banda de viteză. Deci este realmente... ireal, este o scenă de un primitivism total, e ca și cum oamenii ăștia s-au urcat prima dată la volan și au intrat prima dată în viața lor pe autostradă. Eu țin că noi nu suntem pregătiți. Noi nu suntem pregătiți ca nație pentru autostrăzi. Ăștia de-aia au și încetinit ritmul de construcție. Și se întâmplă, adică alții reacționează și blochează pe cei care merg pe banda de urgență. Și răutăcioși. Sunt așa, sunt câte două, trei mașini băgate pe banda de urgență, pe sensul corect oprite, și ăsta care filmează trece pe lângă ele și în fața ăstora sunt alte 3, 4, 5, 6 mașini pe banda de urgență care sunt oprite de ăilalți. Dar alții mai șmecheri, cum spun, au văzut că unii sunt răutăcioși și opresc să meargă pe contrasens și au zis, mă oprești tu pe mine să merg pe contrasens și se duc pe lângă axul drumului. Deci oamenii sunt, eu nu-mi dau seama dacă are cineva vreo explicație. Serios vorbesc. Dacă poate cineva să-și explice sau să ne explice ce se întâmplă, ar trebui să vorbim cu un psiholog sau cu un psihiatru. Ce se întâmplă în mintea unui om care, conștient, întoarce pe autostradă și o ia pe contrasens când vede că în față este aglomerație? Eu nu cred că întorc conștient. Adică eu cred că în prima fază nu-și dau seama... Că acolo e contrasens. Deci nu-și dau seama, pur și simplu, lipsa de experiență în a conduce pe autostradă, probabil că îi face să întoarcă aiurea. Ce mă miră pe mine e că în momentul în care realizează că totuși vin multe mașini pe sensul celălalt, îi dau înainte. Nu opresc, da. Adică eu aș opri, bă, mă pun undeva, încerc să găsesc... Ce nu mai ai? Cum ești, pe bune? Lumea e nebunită că nu poate să înainteze. De ce nu mă lași și pe mine să merg, dacă tot am intrat? Bun. E mult până pleacă primii 2-3, că pe urmă ceilalți au văzut pe aia și au făcut și ei la fel. E foarte adevărat. Zis, tare... Dacă doi sunt tâmpiți, pot să fiu și eu, s-a declarat strigător la cer? Și de ce nu opresc? E că oamenii ăștia plecau de la mare, deci erau la plecarea din Constanța spre țară. Deci nu era să zici, domne, oamenii erau după 7 ore pe autostradă, îi luase capul, au cedat psihic și au luat o razna, știi? Erau la început de drum, ca să zic așa. Și au dat peste un blocaj. Și cu toate astea, aoleu, blocaj, uite-i pe aia, 2-3 au luat-o pe acolo, hai și noi, că asta e, știi? Deci la... este unul care întoarce, are un Passat gri, întoarce în fața ăstuia care filmează. Ăsta merge pe banda întâi pe autostradă și filmează cineva în mașină ce se întâmplă și în fața lui este unul, un Passat. Și ăla întoarce, deci virează, trage de volan stânga. Păi are mașină. În mijlocul autostrăzii, bă, frate, sunteți nebuni. Adică nu înțeleg ce se întâmplă în mintea. Sincer vă spun, cum poți să ajungi în situația în care să fii pe autostradă și să întorci și să o apuci pe sens invers? Nu că ai greșit sensul. Bă, deci nu că ai greșit sensul. Și eu am mai zis asta odată, eram în Grecia, am greșit odată o bretea de asta, un sens, și era să intru pe sensul greșit, a apărut un grec din partea cealaltă, mi se părea mie că e ceva ciudat cu sensul ăla și mergeam încet. Și un grec din partea cealaltă a coborât geamul și a strigat la mine, anapoda, anapoda! Și am înțeles că anapoda înseamnă invers. Da. Și atunci am întors pe breteaua aia, repede, ca să nu mă duc pe contrasens. Dar ăștia fac asta în mod conștient, adică nu că au greșit ceva. Ei merg, văd că e ceva nasol în față și dau înainte. Și întorc, hai să mergem înapoi, că e mai simplu să mergem înapoi încă 20 de kilometri pe autostradă pe sens contrar.
Da, e real, adică e greu de explicat. Eu nu-mi dau seama ce da. Și cum se întâmplă. Am mai întâlnit, eu am mai pus o dată în Bulgaria. Trebuia să ies pe bretea, să fac dreapta, să schimb, mă rog, drumurile. Și m-a venit un bulgar din față, dar venea cu viteză, adică era exact ca ăștia. Era super hotărât că pe acolo trebuie să vină el. Dar nu, știi că e bancul ăla, că sunt atenție, știi, da, la radio. Atenție, da. Un conducător auto merge pe contrasens pe autostrada A2. Unu, sunt zeci. Unu, sunt sute! Da. Băi, nu ți se aprinde un beculeț? Când la bulgar că... nu mă așteptam să se aprindă. Sunt foarte multe mașini care vin pe contrasensul meu. Nu e ceva neregul, adică... Poate nu, că... eu sunt convins că o parte din ei erau chiar nervoși, că deși au conștientizat la un moment dat în ce situație se află, bă, dar totuși să ne lase un pic, să știi, lase. Ca să ieșim și noi, că e aglomerat pe partea cealaltă. Mm-hmm. Așa sau șmecherii că... care merg foarte tare pe banda de urgență când se prinde un, când prind un blocaj, aia mă bag pe banda de urgență. Aia sunt cei mai periculoși. Ce poate să fie? Dar unde e poliția? Pentru că nu te aștepți, știi? Că știi că pe dreapta nu e nimic. Da. Dar unde e poliția în astfel de situații? Asta nu știm. Adică vedem pe net, e plin de filmări cu greșeli și apare poliția instant pe autostradă. Poliția noastră unde este? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.